Marți, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat faptul că un număr de 34 de elevi și 32 de angajați din învățământ au fost confirmați cu COVID-19. Astfel, din cei 32 de angajați, 27 de persoane confirmate cu COVID-19 sunt cadre didactice. Unul este angajat în rândul personalului didactic auxiliar, iar 4 sunt angajați din rândul personalului nedidactic. În urma acestora, 5 clase își suspendă activitatea cu prezență fizică. Este vorba despre câte o clasă de la Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, școlile gimnaziale numărul 1 și Ion Creangă din Suceava și școala gimnazială Bogdan Vodă din Câmpulung Moldovenesc.